Astăzi, 14 ianuarie, s-au derulat 7 percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea a mai multe infracțiuni de înșelăciune prin metoda accidentul. La circa 40.000 de lei se ridică prejudiciul cauzat. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au efectuat astăzi percheziții la persoanele bănuite de înșelăciuni. Au fost puse în executare 5 mandate de aducere, emisie, pe numele persoanelor bănuite. În activități sunt implicați 70 de polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Bacău, Buzău și Galați. Cercetările efectuate de polițiști arată că în perioada octombrie 2015-ianuarie 2016, grupul infracționar ar fi înșelat mai multe persoane prin această metodă. Grupul infracțional este constituit din mai multe persoane închise în penitenciar, precum și din complici din afara acestuia. Se pare că sumele de bani cerute au fost trimise pe numele complicilor prin intermediul mandatelor poștale sau a companiilor de transfer de bani.